Bine, Marțian, episodul astăzi ne vom juca World Conqueror 4. Astăzi ne vom juca World Conqueror 4, cum am spus, și după cum știți, ce am rămas aici cu ungurii. Și nu trebuie să apăsați butonul de dacă vă place această serie cu, cu ungurii în război. Și dacă mă vreți să continuăm aceste serii. Dacă vă plac seriile astea, nu uitați să apăsați butonul de like, cum am spus. Și, na, aș vrea să pot să pun acea bază de avioane ca să pot să dau cu bombe și să pot să capturez teritoriile rușești, pentru că momentan pot spune că trupii și vezi și voi, na, rușii s-apără destul de bine și, na, contează să apărăm Stalingradul de la ruși, ca să nu vină. Oricum, Stalingradul este destul de bine apărat și văd că avem 300, doar 300 ca să câștigi maxim sau ceva, dar noi avem 24. Oricum, o să ne bazăm și pe aliații noștri, adică germanii, care sunt cei mai mari. Și, da. Măcar să ei să facă ceva, să cucerească și ei măcar câteva țări. Acum o să postează un episod de Hill Climb 2. Măcar am pus două episoade pe... Asta e cel mai important. Sau când o să postezi, da. Și da. Am câțiva generale. Destul de OP. Pe anumite trupe. Și o să începem. Ok, deci vezi și voi. Avem aici Stalingrad apărat. Asta e Stalingrad. E nu cine știe ce, dar... Uite, și nu pot să ajung aici. Ia să vedem. A, tot. Nu știu poate ce tu o să faci aici. Ia să deblochez. O să stau câteva luni, presupun. Aici, acum am spus și cum ați văzut în celelalte episoade, am mereu am mai trupele astea aici. Ca să apăr. Budapesta și România. Sau cel puțin partea asta. Este destul de... Și, da, trupile astea o să le... Sunt intervenții în caz dacă nu o să mai avem trupi în partea asta. O să, o să le ataci, o să facem un mare atac. Și ia dacă... Sau dacă suntem atacați și nu mai avem nici Budapesta, să avem trupile astea și să ne apere aici. Și de aceea am măsuri de pe cauci ca să nu fim atacați. Și na, plus că trup, dacă spanăm aceste trupe avem și bani mai mulți. Vezi și voi câți bani am. Avansăm aici, continuăm. Hai să dăm cu asta. Nu mai are mult. Hai să mergem aici. Ce să distrugem asta. Asta, hai să ne retragem cu trupile astea. Uite și românii au venit aici și germanii, vezi și voi cum ne ajută. Totuși este extrem de ciudat acest salvare, pentru că uitați voi ce s-a întâmplat aici. Deci contează că Londra a fost cucerită de germani. Aici văd că avem aici câte americani, na, slabi rău. Nu au foarte multe chestii de deplasare, dar doar cu bărcile. Și aici e mare haos, pentru că avem foarte mulți inamici și germanii nu prea au trupe aici foarte multe. Au aliați, au câțiva germani, italieni și cam atât germanii, na. Dar uitați și voi aici acea linie mare de... care apără zona asta, uitați și voi. Și aici japonezii. Ne mai uităm puțin aici ca ar fi prea scurte episoadele și na. Vezi și voi aici că sunt japonezii. Na, ne descurcăm destul de ok momentan, numai partea asta e foarte periculoasă. Și anul și noi avem câteva trupe destul din alt multe aici. Și nu știu ce mă fac cu rușii ăștia care sunt aici. Aș vrea să distrug ăsta și să duc soldat aici, să cucerim ăla. Și pentru asta o să dau de câteva ori cu ăsta. O să spamez, noroc că aici avem de asta de aviație, de avioane. Și păcat că nu pot să nu ajungi... taci, chestia asta, aveam distanța, nu pot să lovesc, uite aceasta, pot să lovesc decât
locurile din partea asta, dar măcar să mai scap niște trupi în amice. Vezi și voi că ne descurcăm destul de ok. Și Uniunea Sovietică, adică Rusia, nu este atât de mare. Pentru că Germania au luat mai mult și încă mai atacă. Uitați voi când mai e. Și plus că și japonezii mai fac ceva, dar nu prea. Uitați voi, nu prea au avansat atât de mult, să zicem. Dar totuși, uitați și voi, Germania cum s-a dus, ne mai ducem și noi pe partea asta, ne apropiem și pe Astana și locul ăsta, care n-are nume. Ăsta vreau neapărat să-l cuceresc. Na, văd că ne mai ajută și Germania aici un pic. Trupele astea ne retragem că au prea puțină viață, cu asta avansăm un pic. Astea le luăm că au prea puțină viață și tot spunem trupe destul de OP aici. Cel puțin un tank. Și dacă am un general, uite ăsta, să apărăm Stalingradul. Și da, hai să punem aici niște trupe de astea. Iar aici, cum am spus, e foarte gravă situația în partea asta, pentru că rușii au prostia asta și tot spun băci și tot atacă trupele din partea asta. Și au chiar au atacat și orașul. Și trupele astea aș vrea să le păstrez. Să tot dau cu bombe și după ce distrug această barcă, să pun trupele acolo, aici. Ca Fernando să dau cu paratrooper, să dau pasta, de exemplu. Așa că voi face planul meu, dar vreau să și acopăr teritoriul ăsta. O să dureze ceva și o să fie destul de plictisitor, dar trebuie să facem acest lucru. Și cel puțin să scăpăm neapărat de barca asta. Oricum avem suficienți bani ca să distrugem. Normal, un care are foarte puțin bani și o duce foarte rău, chiar cu ăștia. Dar eu acum nu joc neapărat cinstit, să spunem, adică nu joc normal. Joc un mic cheat, să zic, o mică trâsare. Cum să fie mică, că uitați voi câți bani am. Mă rog, dacă spuneți trupii de astea, îmi dă 9.999 de bănuți, că eu am făcut o schimbare în fișierul jocului și normal nu poți face schimbarea asta dacă n-ai o aplicație de editare de fișiere și na, e destul de greu totuși, dar n-am reușit. Și de aceea aveți și voi, de aceea am chestia asta. Plus că mai fac și un mic apărare aici, în caz dacă e ceva. Nu voi ataca cu trupele astea, vor fi doar așa, dacă nu o să mai avem trupe, o să intervină. Dacă o să fie un atac saliere, o să apere. Bine, o să mai pune și tancuri pe aici. Da. Și plus că soldații ăștia ne farmează bani, așa că de aceea am pus. Acum hai să continuăm cu strategia noastră și să dăm cu bombardierele, să spargem aici. Da, nu știu câți dintre voi le place această serie, dar eu voi continua. Plus că na. Acum am scăzut din abonați, dar nu fac probleme, pentru că până la urmă tot o strângem 200 de abonați. Îmi pare rău că, nu știu, pentru un live am scos 187 de abonați. Și ok, că vine de la YouTube, că mi-a scos abonații, deoarece i-am avut 187 pe live și acum am scăzut la 182. Frate, și odată am scos 190 în weekend, 190 de abonați. Și ziua următoare am scăzut înapoi la 180. Frate, nu habar n-am ce cu YouTube-ul ăsta. Și pentru asta nici nu o să mai pun foarte mult la socoteala numărul abonaților, pentru că YouTube-ul e foarte trisător în unele momente. Dacă nu ești în parteneria cu ei, îți fac paradame. Și, în sfârșit, am cucerit prostia asta de la ruși și avem oficial primele bărci, ungurești, cel puțin. Primul ăsta cu bărci. Și în sfârșit, acum rușii nu o să mai poată să spun aici bărcile lor în continuu. Și asta este foarte bine, pentru că am scăpat de prostia asta. Acum hai să continuăm în partea asta. Astana e destul de bine securizată de ruși. Văd că Germania au avansat cu un tank aici, dar nu prea au multă viață. Hai să continuăm noi aici la treaba noastră. Hai să dăm un tank cu ăsta. Asta ar fi obiectivul meu, să-l distrug. Ar fi foarte bine din noi. A rămas cu puțin HP. Da, să încerc să dau cu... știu că voi nu comentați dacă vă uitați la video. Uite, pot să dau cu de-asta. La fel, o să dau până o să
Distrug. Și asta cam atât. Partea asta este de ok. Aici un tank cu puțină viață. Germanul o să-l ia. Aici un teritoriu. Saratov, e bine că l-au luat germanii. Da, eu am mai jucat oricum, chemam la chiar concurs să mai joc. Ne descurcăm destul de bine, după cum puteți vedea. Teritoriul ăsta neapărat să luăm, după aceea o să fie destul de greu să tot ne ducem în partea asta. Dacă luăm pe ăsta, suntem salvați. Văd că germanii atacă acest teritoriu. Moscova l-au luat-o, uitați și voi cât de multe trupe au pus. Rușii o să iau destul de greu. Stalingradul noi l-am luat și nu avem și voi avem ceva trupe. Nu dau pe butonul ăsta, am dat, da, pentru că vreau să mai facem noi ceva chestii. Oricum nu poate, nu foarte multe țări puternice o să poată să ajungă până în Ungaria, mă rog. Și asta îmi convine. Plus de asta mai am și trupele alea care sunt și de OP, că stau acolo, da? În același timp, dacă dă 2-3 hituri, le distrug, da? Eu le folosesc mai mult că îmi farmează bani, dar... e și un fel de scut, adică uitați și voi cât de... împreună de apăr și aliații, adică România, și apăr și teritoriul Ungariei. Și asta este de bine, după părerea mea, pentru că dacă abia... dacă țara mea o să fie defeated, măcar ceilalți să continue. Oricum nu cred că o să fie atât de ușor defeated, pentru că avem foarte multe trupe și bani și resurse, și cu resursele putem să facem multe chestii. Aș vrea și voi, dacă putem să punem aviația în baza aia, rușii să moți, pentru că ați luat toate teritoriile lor, dar asta momentan, de aceea ne descurcăm mai greu, pentru că nu putem să construim aeroportul, o să avem level 3. Dar când o să avem level 3, o să-i fac cam praf pe ruși, pentru că pot să spamez cu bombi până să distrugi baza, până să distrug tancurile tot. Normal, cheltuiesc extrem de mulți bani în modul normal de joc, dar eu, ca sunt miliardar, pot să dau de câte ori vreau eu și pot să obțin orice teritoriu dacă mă enervează. Momentan nu pot... pentru că nu puneam aeroport acolo, dar o să încerc cu trupele să fac cât bine posibil. În fiecare meci o să verific să văd dacă pot spune aeroport, chiar dacă n-am level 3, poate să rezolvă ceva. Și na, știu că durează destul de mult chestia asta să ne vină rândul, dar sunt toate țările după planetă, sau toate țările care au participat în a doua război mondial sunt aici și de aceea. Chiar și că dacă dai zoom, chiar o să ai lag rău. Și foarte multe trupe, oricum, pe salvarea asta de-a mea. Și ca să vezi că game speed-ul este la maxim, adică normal trebuie să zbărnăi țările și, na. Și, na. Știu că era un mod de joc care să facă jocul mai rapid, dar nu este diferit, jocul n-are bani ăștia, n-are, na. Vă dați seama că Ungaria are mai mulți bani decât România și Germania pe salvarea asta. Și chestia asta este destul de overpowered. Dar aceasta, dacă nu pot construi aeroport, suntem cam orice, asta e părerea mea. Pentru că azi la doua destul de mult, normal, cu trupele, să tot spamăm cu trupe. Și n-am, măcar de două, trei ori o să te folosești de acele high strike-uri, să spunem. Cei care sunt cu Call of Duty sau Battlefield. Oricum, episodul ăsta să mă îndu de el, pentru că l-am ținut 13 minute și... mă, na. Am spus și ne-a venit rândul după mai multe catalioane. Aia aici neapărat să facem bănuți. N-avem unde să ne mutăm astea, atât de multe avem, nu-l pun pe acolo. Altfel nu mai strângem bani, da. Încercăm aici să facem mare zid, în România, hai să ne retragem cu trupa asta. Și după aceea continuăm la aventurile noastre. Dar să văd ce am făcut aici, la vagi. Și că pot să le mut, dar nu pot. Da, că n-am spațiu. Tot de multe trupe am. În fine, să continuăm. Deci aici... o să facem un mic aici, o să pune câteva bărbuce. Și nu las românii să ia. O să iau un de-asta, un destroyer de-asta. Cât? Pam. Ăsta îl voi lăsa aici în Stalingrad, cel puțin. Și
Sperăm să putem să facem... Tu prea asta avansează, cam facem prof. Continuăm aici aventurista. Mereu rămân tuple cu puțină viață și dau rage pentru că este asta. Na. Uite și tu, frate, cât rămân ăștia. Să știi ce ăsta m-a enerviat, mă enervează. Bine că poți dau cu ăstea, spamez până o distrug, frate. Păi și spun, mă încurcă este de mult tankul ăsta. Oricum, când jucam eu, rușii aveau 1000 de chestii și nu mai știam cum să rezolv și distrug, dar i-am distrus. Și acum stau de bine, ei și-au pierdut destul de multe trupe. Bun, acum suntem pe bine pentru că mai e decât un tank aici, care din păcate nu cred că pot distruge cu aviația, dar nu pot. Asta e zic eu aviație. Așa că... Nu, punem, știi ce? Avem general, nu mai avem. Tu o să fă utilă. O să pun asta aici, că... Na, ăsta nu știu, n-aș vrea să pierd un general. O să dau să retrag. Ăsta înaintăm. Și na, cam asta a fost. Cine a dat damage pe asta? A dat cu avioanele pe 100%. Ăsta pe Overpower, Paul, nu aș vrea să-l plec în altă parte cu el, n-am unde. Aici aș vrea să încep un război cu turcii, dar uitați-vă ce e aici. Mai sunt și aliații lor și nu mai am chef. Mai sunt și ăștia, așa că nu mă o să mă bag pe ei. Dar... Ia uitați japonezii, sunt lângă noi. Neapărat o să fac ceva cu prostia asta. Știu că a apăsat unul să facă, nu știu. Chiar și în tutorial la vlog. Nu vreau, frate, vreau la ora să fac ceva. Bun, poate următorul episod o să descoper și eu. Aici avem și toate țările, uitați voi japonezii, m-au ceva, uitați voi Spania, cât are aproape cât mini, vă dați seama. Și România, și Bulgaria are mai puțin. Astea țări opționale, care nu neapărat o să le atragi, în rest astea rușii, ăștia, țara asta, pe englezi cam frip. Americanii ar fi o amenizare pentru noi, dar momentan încă n-au ajuns la noi. Uitați și voi ce ravage aici, ca să apere teritoriul rușilor. Cam ravage, frate, nu știu ce, cum să descurcă japonezii pe partea asta. Dar același timp, uitați voi câte trupi au japonezi și cât de mult s-au extins. Normal, nu era atât de mare. Și normal, pe mod de joc, era și Coreea din Nord și vietnamezii. Și Japonia era cam mic, că s-a despărțit în două. Uite asta, Pyongyang, e capitala Coreei din Nord. Și na, pe timpul ăsta nu e, pe timpul ăsta era posibil a Japoniei. Și era despărțit, aici era partea asta și aici era... aici era Coreea de Sud și cam Coreea de Nord de avea de Pyongyang. Na, frate, oricum frate smecher modul. Și uitați voi cât de multe trupi sunt. Oricum, cam asta a fost episodul probabil. O să continuăm în episodul următor de... Ungaria în război. Sper că v-a plăcut acest episod. Am făcut destul de multe, am... distrus anumite tankuri, am... luat prostia asta de... cu bărci, putem să facem orice. Mă rog, nu prea avem ce, nu prea avem locuri de deplasare. Dacă ne-ar face Germania loc, am putea să participăm și noi aici. Dar vedeți și voi cât de mulți sunt aici. Aici, na, nu cred că o să reușim. Măcar reușim să ținem poziția, măcar. Să nu ne atace. Dar, în general, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă nu aveți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share și toate cele bune. Și noi, desigur, ne auzim data aviatoare. La revedere!